Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la jurnalul TV Giurgiu din această seară. Vă invit să urmărim pentru început principalele subiecte ale zilei. Mare atenție la instalatorii de gaze. Creștinii ortodoxi lasă sec duminică. Concursul Știi și câștigi la faza pe liceu. Penitenciarele se aglomerează pe zi ce trece. Astra înfruntă Chiajna în prima etapă a returului. Cei care doresc să își realizeze branșamente sau alt tip de instalații de gaze ori să își instaleze centrale de încălzire trebuie să fie extrem de atenți când aleg firma ce urmează să execute lucrările. Întotdeauna trebuie să apeleze la firme autorizate și care dețin personal calificat pentru a elimina riscul producerii unor accidente în exploatarea ulterioară a instalațiilor. Branșamentele la rețea și instalațiile de gaze trebuie executate întotdeauna de firme care dețin toate autorizațiile necesare și de personal calificat și autorizat în domeniu. Trebuie evitată cu orice preț efectuarea lucrărilor de către firme neautorizate, iar specialiștii recomandă să verificăm întotdeauna firma pe care o contactăm pentru efectuarea lucrărilor. Omul când vine la o ofertă trebuie să întrebe: ai aceste autorizații, ISCIR și ANRE? Vă rog frumos să mi le prezentați. În momentul ăla intervine o altă chestiune. Doamne, mai interesează-te că Giurgiu ăsta nu este extraordinar de mare și vezi unde s-au mai făcut lucrări. Eu vreau să fac chiar un apel acum sincer și călduros. E ultimul cartier mare, cartierul Policlinică, unde sunt în general pensionari, unde sunt foarte ușor de atras în curse cu aceste anunțuri ale firmelor fantomă. Vedeți că dăm pe gratis, există o zicală, gratis nu există, ieftin nu rezistă. Pe piața giurgiuveană, ca și în alte orașe, au apărut și firme care nu sunt autorizate pentru instalarea de centrale pe gaz sau pentru alt gen de instalații, ori branșamente. Este recomandat să nu se apeleze niciodată la astfel de firme și nici la așa zis și meseriași de ocazie, chiar dacă prețurile sunt atractive, fiindcă o lucrare care nu este efectuată de specialiști prezintă pericole foarte mari, inclusiv de explozie. Am pățit-o, am fost chemat la ora 10 noaptea, haide că îmi explodează sau îmi curg gazele sau chestii din astea. Pentru că ne întâlnim cu cealaltă fațetă a celor care vin, dau tunuri și după aceea pleacă. În acest moment noi suntem reprezentanții cu acte a trei firme care au plecat din Giurgiu. Au spus, gata, noi am plecat. Cazul fericit este că am preluat portofoliul lor și chestiunea cu prețul poate până la un moment dat să fie. Până la un moment dat, când te joci cu propria ta siguranță și viață, în definitiv. Potrivit specialiștilor giurgiuveni, au existat multe situații în Giurgiu în care oamenii au apelat la serviciile unor firme sau ale unor persoane neautorizate care au oferit tarife mai mici. În aproape toate cazurile de acest fel au apărut ulterior defecțiuni majore cu risc de producere a unor incidente grave. Giurgiuvenii se pregătesc pentru ultimul ospăț înainte de postul Paștelui. Duminică, creștinii ortodoxi sărbătoresc lăsatul de sec de brânză. Fiind o zi de sărbătoare, românii obișnuiesc să petreacă alături de cei dragi, dar mai ales să respecte în totalitate tradițiile din bătrâni. Pe 22 februarie are loc lăsatul secului de brânză, aceasta fiind și ultima zi dinaintea postului Paștelui, numit și postul cel mare. Lăsata secului de brânză are loc în duminica izgonirii din rai a lui Adam. Pentru că este ultima zi dinaintea celui mai aspru post, giurgiuvenii au început să se pregătească pentru ultimul ospăț și totodată vor să țină cont și să respecte toate tradițiile. În sudul țării se păstrează tradiția halviței. Gazda leagă o bucată de halviță cu o sfoară și o plimbă prin fața tinerilor oaspeți, iar aceștia trebuie să o prindă cu gura. Cine o prinde, o păstrează ca recompensă. Aceasta este tradiția care le aduce comercianților câștiguri substanțiale. Giurgiuvenii spun că ziua în care se lasă sec de brânză, creștinii obișnuiesc să meargă la naș cu plocon.
De ce este bine să mâncăm halviță de lăsata secolului? Așa-i da. Sărbătoare de aceea. De lăsata secolului. Trebuie să împărțim. Și se împarte halviță? Da, sigur. Halviță, ouă, brânză, ceai, colonac, prăjituri, ce are om. Să merge la naș, să cere iertare, că intrăm în postul Paștean. Cu ce mergem la naș? Primul rând, ouă, brânză, vin, frică, friptură, pune. Cozonac, pentru că intrăm în... Nu se mai mâncă de dulce pe mine. Respectați tradiția? Eu îmi cer și iertare de lăsată secolului, pentru că ne-am întâlnit. Vă cer iertare, așa să ceartă, să cere, să ne uită Dumnezeu. Noi întrem noi și Dumnezeu pe toți. În general, așa, din bătrân, cu ce să merge la naș? Bine, înainte să mergea, chiar și cu plocon știu că se ducea părinții mei. Acum nu mai se obicei, naș, eu am fi și n-am mai dat pe la mine de când ne-am cununat. Primește musafiri, se duce și pupă mâna lui nașul, lui nașa, aia mai mici vine la aia bătrân, îi pupă mâna. Trebuie să mergem cu mâna goală la naș sau ce nu, le ducem? Nu, să merge cu un plocon, cum s-ar zice, altul dacă are miel, merge cu miel, dacă nu cu o curcă, curcan. Diferite probleme, un vin, un... ce are om acolo? Respectați această tradiție? Da. Încă se mai respectă pașitul ăla. Suntem de la țară și așa că la țară se mai respectă. Obiceiul de lăsata secului se regăsește atât în calendarul bisericesc cât și în cel popular, constituind etapa premergătoare obligatorie înainte de lungul și dificil poț mare. Mai ales în lumea satului românesc s-au păstrat până în ziua de azi multe obiceiuri arhaice moștenite din bătrâni. Ele sunt specifice apropiatului an agricol ce e marcat de echinopțiul de primăvară. Șoferii giurgiuveni au fost sfătuiți să poarte centura de siguranță și să aibă dispozitive omologate pentru transportul copiilor. S-a întâmplat astăzi în cadrul unei campanii de mediatizare a noilor modificări legislative derulate de polițiștii de la biroul rutier Giurgiu. Polițiștii rutieri giurgiuveni desfășoară în aceste zile o campanie de informare și prevenire a șoferilor în privința obligativității portului centurii de siguranță și a deținerii de dispozitive omologate pentru transportul copiilor. Zeci de șoferi au fost trași pe dreapta, iar polițiștii le-au adus la cunoștință noile modificări aduse codului rutier. De partea poliției rutiere, știți că s-a modificat legislația privind transportul copilului în autoturism. Vreau asta ca și conducător auto. Dacă transportați copii, aveți obligativitatea să vă asigurați că copiii sunt puși în scaune speciale pentru copii și totodată că ceilalți pasageri poartă centurile de siguranță. Sunt sancțiuni contravenționale pentru aceste abateri. Aveți toate detaliile pentru modificările din legislație aici. Mulțumesc! O zi plăcută vă doresc și fără evenimente. Știați despre aceste prevederi? Am auzit la știri. Și cum vi se pare această campanie de informare? Deocamdată nu am copil, da? Nu este cazul. O să mă informez și sper să respect. Știam, pentru că lucrez la București și văd tot timpul mașini cu copii, cu scăunele în spate, asigurați, deci nu e nicio problemă. Considerați necesară o astfel de campanie a poliției? Da, e foarte binevenită. Din fericire, polițiștii au fost îngăduitori cu cei care nu purtau centura de siguranță sau transportau pasageri care nu utilizau dispozitivul de siguranță și nu au aplicat amenzi. Unii șoferi au fost surprinși de noile reglementări. Nu știam. Nu le-ați Dacă auzit? Nu se anunță, unde se anunță? Mass media nu anunță nimic. Ei bag codul rutier și a doua zi vine să dea amendă pe stradă. Se pare necesară o astfel de campanie? Normal. Cum acțiunile sunt deocamdată de prevenire, în loc de amenzi, conducătorii auto au primit pliante informative, dar pe viitor polițiștii vor aplica legea și îi vor sancționa pe cei care nu se conformează. Informăm conducătorii auto și mediatizăm ultimele modificări la legislația rutieră privind transportul copiilor și obligativitatea
ca copiii cu anumite dimensiuni să fie transportați în scaune speciale cu dispozitive pentru retenție, totodată obligativitatea conducătorului auto de a asigura că toți ocupanții poartă centurile de siguranță, de a nu transporta copii pe locul din față și tot așa de nu a transporta copii sub anumite dimensiuni fără scaune speciale pentru copii. Cea mai importantă modificare legislativă face referire la copiii cu o înălțime de până la 1 metru și 35 de centimetri, care vor putea fi transportați în autovehicule doar dacă sunt protejați cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii. De asemenea, șoferii trebuie să informeze pasagerii despre obligația legală de a purta centuri de siguranță, inclusiv pentru locurile din spate. Zeci de perechi de pantofi, articole de îmbrăcăminte, sute de parfumuri și mii de țigări fără documente legale sunt produsele descoperite de polițiștii giurgiuveni în urma unui control de rutină. Marfa a fost găsită în două autocare în zona punctului de trecere a frontierei. Noaptea trecută, polițiști de la Investigarea Criminalității și de la Poliția Municipală au desfășurat o acțiune în cadrul căreia au oprit în trafic două autocare ce efectuau curse pe relația Turcia-România. La verificări, într-unul din autocare, asupra unui tânăr de 19 ani din județul Dâmbovița, s-au descoperit 561 de parfumuri și 85 de perechi de pantofi sport, produse susceptibile de a fi contrafăcute, întrucât nu aveau documente de proveniență. Tânărul s-a ales cu dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare. În celălalt autocar, polițiștii au descoperit asupra unei tinere de 22 de ani din Craiova 15 articole de îmbrăcăminte fără a deține documente legale de proveniență. Marfa urma să ajungă pe Piața Neagră din România. Ca și în celălalt caz, s-a întocmit dosar penal pentru comiterea aceleiași infracțiuni. Controlul a mai scos la iveală și 7.960 de țigarete de diferite mărci timbrate deținute de mai mulți pasageri ai autocarelor. Polițiștii au aplicat și 8 sancțiuni contravenționare pentru încălcarea prevederilor legii în valoare totală de 4.000 de lei și au confiscat întreaga cantitate de țigarete. Concursul național Mesajul meu antidrog a ajuns la ediția a 12-a. Mesajul, care rezistă deja de atâția ani, este împrospătat de fiecare dată, sloganul din acest an fiind colorează-ți viața altfel fără droguri. Concursul încearcă să-i determine pe tineri să contribuie la formarea de convingeri de viață sănătoasă în rândul celor de vârsta lor. La fel ca și în anii precedenți, elevii de gimnaziu și liceu din Giurgiu se pot înscrie la concursul național Mesajul meu antidrog. Sub sloganul Colorează-ți viața altfel fără droguri, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Giurgiu va implementa activitățile proiectului în școlile și liceele din județ. Specialiștii au cooptat în echipă și inspectoratul școlar, precum și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, în dorința ca mesajul să ajungă la un număr cât mai mare de tineri. Concursul Mesajul meu antidrog este un concurs de tradiție al Agenției Naționale Antidrog, ediția din acest an fiind deja ediția a 12-a. Tema acestei ediții este Colorează-ți viața altfel, fără droguri, și reprezintă îndemnul adresat adolescenților de a avea o atitudine pozitivă în contrast cu acest fenomen deosebit de periculos, fenomenul consumului de droguri. Proiectul încearcă să-i determine pe tineri, în special pe adolescenți, să contribuie la formarea de convingeri de viață sănătoasă în rândul celor de vârsta lor, fără tutun, alcool și droguri. La ediția din acest an a concursului Mesajul meu antidrog se pot înscrie elevi începând cu clasa 1 și până la clasa 12-a, fără niciun criteriu restrictiv, decât dorința lor de a-și exprima cât mai bine talentul și abilitățile. În perioada 23 februarie-8 mai va avea loc etapa județeană și colectarea lucrărilor participante la concurs. Câștigătorii la fiecare din secțiunile eseu literar, film de scurt metraj, spot antidrog, arte vizuale și sport vor participa la jurizarea națională, iar elevii care se vor situa pe podium se vor bucura de o tabără gratuită, cel mai probabil la Costinești. Elevii de la Liceul Tehnologic Ion Barbu s-au întrecut astăzi într-un concurs de cultură generală la care au fost prezenți aproape 30 de participanți. Probele de concurs au fost alese din 5 domenii, în așa fel încât întrecerea să fie utilă și pentru actul educațional.
La Liceul Tehnologic Ion Barbu s-a desfășurat astăzi faza pe liceu a concursului Știi și Câștigi, întrecere la care au participat aproape 30 de elevi din clase de la 9 la 12. Domeniile vizate au fost foarte bine cunoscute de către participanți. Vor fi întrebări din artă, științe, geografie, istorie, literatură. Cu litera S, întrebarea este: care este numele celui mai cunoscut S stadion din Brazilia? Metoda inedită de derulare a concursului a constat în faptul că întrebarea era sugerată examinatorului de o literă care stabila domeniul și implicit întrebarea. Ei ne dau litera și eu, ca întrebător, voi pune întrebarea fără ca ea să fie formulată dinainte. Spontaneitatea este totală și aceasta înseamnă cultură generală. Accesul la cultura pe care o ai, într-adevăr, dincolo de tot ceea ce înseamnă școală. Concursul a fost sprijinit în derularea sa de Inspectoratul Școlar Județean, ai cărui reprezentanți au fost astăzi la Liceul Tehnologic Giurgiuvean. O inițiativă lăudabilă pe care noi, Inspectoratul Școlar, o sprijinim cu tot ce putem noi, cu toată puterea și cu toate cunoștințele noastre pe care le avem în acest domeniu. Și ați văzut, este o participare destul de bună și numeroasă a elevilor la acest concurs, pentru că ei vor să-și etaleze cunoștințele lor de cultură generală și totodată să câștige experiență pentru viață, pentru viitor. De zilele orașului va avea loc faza pe municipiu, la care concurenții de astăzi vor fi reprezentați de cei 4 câștigători ai locului întâi din rândul celor 4 ani de studiu, clasa 9, a 10, a 11 și a 12. Academicianul Alexandru Bogdan, director al Centrului de Studii și Cercetări pentru Biodiversitate Agrosilvică din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice, a vizitat de mai multe ori în ultima perioadă municipiul Giurgiu, la inițiativa deputatului Nicolae Florian. Reputatul profesor universitar este deja inițiatorul unor proiecte importante pentru comunitatea giurgiuveană și a afirmat în repetate rânduri că este decis să le ducă până la capăt. În cursul uneia dintre vizitele pe care le-a făcut la Giurgiu, academicianul Alexandru Bogdan a vizitat și sediul TV Giurgiu, precum și spațiile amenajate în cadrul grupului de firme NovaForce pentru activități educaționale sau de altă natură. Impresionat, plăcut de ceea ce a văzut, el a adresat cu această ocazie un mesaj comunității giurgiuvene, despre care spune că merită toate eforturile pentru promovarea unor proiecte europene. Și l-am aici pe bunul meu prieten de foarte mulți ani. Fac această confidență că de foarte mulți ani sunt pe nume mic, Alecu, cu Florian, și că prietenia noastră reprezintă o adevărată prietenie care va fi liantul ca ceea ce am hotărât pentru Giurgiu împreună să se facă sub un foarte, foarte bun model de sprijin al unei arhitecturi universale, a unui mare arhitect al Universului. Și aici avem un exemplu de arhitectură naturală luată o stâncă. Și ea a fost, din punct de vedere al șlefuirii, treptat șlefuită. Vom șlefui această stâncă, stânca vieții, stânca Giurgiului, stânca progresului, și vom realiza o piatră care, șlefuită, să fie o temelie la progresul și dezvoltarea umanității. Reputatul profesor universitar a declarat că va veni la Giurgiu cât poate de des și intenționează să sprijine aici organizarea unor activități care să implice toate categoriile sociale și profesionale. Cu doar o săptămână în urmă, într-o astfel de vizită, au avut loc primele discuții despre înființarea grupului de inițiativă profesională pentru bioeconomie din România. Angajamentele pe care România le are față de Comisia Europeană privind politica legată de apă și apă uzată au făcut ca masterplanul județului Giurgiu să fie revizuit de mai multe ori. Asta pentru ca tot mai multe comune să beneficieze de fonduri pentru apă și canalizare. Conducerea PASERVIS a depus pe sistemul electronic de achiziții publice documentația tehnică pentru proiectul ce va fi implementat în județ în perioada 2015-2020, privind extinderea rețelei de apă potabilă și canalizare în tot județul. Firma care va câștiga licitația va trebui să ducă până la capăt un proiect de 120 de milioane de euro și va avea serios de lucru. Documentație care este pusă la dispoziția firmelor care doresc să facă toată asistența tehnică, care înseamnă de la studiu de fezabilitate, studii de toate tipurile, geo, hidro,
tratabilitate, apă, topo și așa mai departe, până la caietele de sarcini pentru lucrările de apă, canalizare și stații de epurare pentru întreg județul. Proiectul se întinde pe perioada 2014-2020 și vizează 22 de aglomerări rurale, fiecare cu peste 2000 de locuitori. Valoarea lucrărilor inițiale este de aproximativ 120 de milioane de euro. Valoarea asistenței tehnice, deci acestei părți a proiectului care este acum scoasă la licitație, este de 44 de milioane de lei, respectiv aproximativ 10 milioane de euro. Și de data asta operatorul se bucură cu firma câștigătoare a licitației, se va bucura de un pachet întreg care aparține aceleiași firme. Prin acest proiect, aproape 50.000 de locuitori și peste 12.000 de locuințe vor beneficia de apă potabilă și canalizare, rețelele fiind deservite de 18 noi stații de epurare. Postul de director al Registrului Auto Român este liber de ceva vreme, dar asta nu înseamnă că nu sunt persoane care doresc să-l ocupe. De pildă, peleristul giurgiuvean Adrian Chiran, cel mai potrivit pentru această funcție, în opinia lui Toma Petcu. Liberalii reformatori vor însă și alte funcții de conducere, dar atunci când se va ivi ocazia. Imediat după alegerile prezidențiale, Partidul Liberal Reformator a intrat în guvernare alături de PSD, PC și UNPR. Liberalii reformatori au primit atunci anumite funcții prin ministere, cum este și cazul lui Toma Petcu de la Giurgiu, numit președinte al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului. Sunt însă și alți peleriști de la Giurgiu care vor funcții de conducere, cum ar fi postul de director al Registrului Auto Român Giurgiu, rămas vacant de ceva vreme. În Giurgiu se vacantează un post, de exemplu postul de la Rare e vacant, da? Nu-l ocupă nimeni în momentul ăsta. Și facem o analiză. Dom'le, cine e cel mai bun? Păi eu l-am pe Adi Chiran, este inginer auto. Păi nu o să pun de la PSD un bucătar sau un cofetar sau de la un EPR vreo, nu știu, un medic. Sau un medic, da? Deci o să încercăm să punem un om care este cât mai pregătit și competent. Liderul Partidului Liberal Reformator de la Giurgiu spune că partidul său se va strădui ca cei mai buni oameni din partid să ocupe funcțiile pentru care sunt pregătiți. Se așteaptă doar momentul oportun, și anume acela când se va elibera vreun post de conducere la vreo instituție giurgiuveană. Penitenciarele din România sunt supraaglomerate, iar numărul deținuților este în continuă creștere. La nivel național, gradul de ocupare al penitenciarelor este de 157%. Nici la penitenciarul de maximă siguranță Giurgiu, situația nu stă foarte diferit. În penitenciarele din țară există un deficit de cazare de 11.000 de locuri. Aceasta este declarația directorului Administrației Naționale a Penitenciarelor, Cătălin Bejan. Gradul de ocupare al instituțiilor de detenție este de 157%, iar standardul european de 4 metri pătrați pentru fiecare deținut este departe de a fi respectat. La penitenciarul de maximă siguranță Giurgiu, situația este aproape identică. La nivelul penitenciarului Giurgiu, indicele de ocupare este de 109%. Mai exact, capacitatea de cazare a instituției de detenție este de 1243 de locuri, iar numărul persoanelor încarcerate aici este de 1355. Potrivit directorului Administrației Penitenciarelor, numărul deținuților a scăzut cu aproape 3600 după aplicarea noii legislații din 2014 privind controlul judiciar și arestul la domiciliu. Totodată, acesta trage un semnal de alarmă și spune că nivelul condițiilor de detenție a generat plângeri la Comisia Europeană a Drepturilor Omului, până în prezent fiind plătite daune de 1 milion de euro. Printre motivele pe care deținuții le-au invocat se află și calitatea hranei. Directorul a menționat că din 1994 nu a mai existat o inițiativă de corectare a valorii financiare a normei pentru hrană și a afirmat că un proiect de lege în acest sens este în analiză. Vechiul Partid Liberal din Giurgiu și-a desemnat ieri cei 15 membri din Comitetul Județean Executiv. Acestora li se alătură alți 8 membri desemnați de vechiul PDL. La vremuri noi și cu partid nou, PNL se află în plin proces de reorganizare, în situația în care mai are doar 6 primari la nivel de județ.
Doar 6 primari la nivel de județ, dar și un număr de alte 6 localități în care PNL nu are organizații. Aceasta ar fi partea dură a bilanțului făcut de liberalii Giurgiu Veni și prezentat presei ieri, după ședința biroului județean. Altfel, copreședinta PNL spune că partidul se află în plin proces de reașezare și urmează să stabilească priorități, după ce unele audituri vor fi gata. Vom stabili de comun acord sediu organizației, care probabil va fi aici, deja am înțeles că s-a depus pentru obținerea CIF-ului sediu de aici. Vom stabili secretarii general, prim și adjunct, care sunt în ordine de la Partidul Național Liberal Vechi, domnul Găină, și de la Partidul Democrat Liberal Vechi. Vom vedea care este propunerea. Vom stabili trezorierii, pentru că vor fi tot doi. Și vom stabili și un purtător de cuvânt. Ghimpați, Hotarele, Malu, Clejan, Mihai Bravo și Singuren sunt localitățile în care PNL nu mai are organizații, așa că una dintre prioritățile imediate se îndreaptă către aceste zone. Vom merge în fiecare dintre aceste localități, în funcție de programul celor care fac parte din organizație și, bineînțeles, al colegilor din birou, și încercăm să facem tot ceea ce se poate ca în cel mai scurt timp să punem pe picioare toate organizațiile în județul Giurgiu. Copreședinta PNL a mai făcut referire la așa zisele negocieri cu privire la reîntoarcerea unor membri în partid, chestiune apărută în presă și dezmințită cu acest prilej. Nu există în momentul de față niciun fel de negocieri. În discuție nu a existat nici măcar o localitate în care primarul care a plecat de la Partidul Național Liberal să revină la noi. Cu siguranță, în schimb, dacă vreunul dintre acești foști colegi ai noștri își manifestă interesul în a discuta cu noi, dat fiind faptul că sunt reprezentanți ai comunităților locale și cu siguranță au și ei probleme la rândul lor, dacă aceste discuții implică prezența noastră, o vom face. Liberalii nu știu la ora actuală nici câți consilieri locali mai au în județ și nu au putut înainta nici măcar o cifră aproximativă, pentru că au avut surpriza să constate că au pierdut consilieri pe care contau. A fost jurnalist, pamfletar, publicist, scenarist și romancier, laureat al premiului Herder. A creat scenariile filmelor din seria Haiducii lui Șapte Cai și a celor cu Mărgelatu, iar prin romanul care l-a făcut celebru, Groapa, s-au făcut apropieri între viziunea artistică a lui Zola și perspectiva abordată de Eugen Barbu, scriitorul român născut pe 20 februarie 1924. Eugen Barbu, jurnalist, pamfletar, publicist, scenarist și romancier, deținător al unui premiu Herder, s-a născut pe 20 februarie 1924 și a copilărit în Mahalaua bucureșteană cu Țarida, cea care l-a inspirat în scrierea importantului său roman Groapă. Pe seama romanului care l-a făcut celebru pe autor, s-au făcut apropieri între viziunea artistică a lui Emil Zola și perspectiva abordată de Barbu. Șoseaua Nordului, Săptămâna Nebunilor, sunt alte două romane importante ale celui care a scris și scenariile de film în care a jucat Marga, Barbu și Florin Piesi. De altfel, dorința de a scrie l-a făcut pe Eugen Barbu să afirme cândva satisfăcut de terminarea unei lucrări. Cartea, odată scrisă, este ca un glonț scăpat din pușcă. Și experiența lui Barbu, ca și investiția în fantezie, au contat în scrierea cărților sale. Dacă socotesc și cărțile de anul acesta, ele ajung la cifra 18. Cât privește experiența de viață, sigur că sunt avantajat de aceste ipostaze prin care am trecut, dar cred că în ce privește creația literară nu este suficientă numai experiența de viață. Aici trebuie făcută și o investiție în fantezie. Scriitorul român Prinț de Cuțarida a mai scris importante lucrări, nuvelele, reportajele, pamfletele, piesele de teatru și chiar versurile lui Eugen Barbu fiind destul de apreciate. Să urmărim acum cele mai noi informații din sportul giurgiuven.
Domnilor și domnilor, bine v-am regăsit la știrile din sport. Duminică, Astra Giurgiu va încerca să spele rușinea suferită cu Steaua în semifinala Cupei Ligii. Echipa lui Oleg Protasov începe returul de campionat pe teren propriu împotriva locului 13 Concordia Chiajna. La Astra ar putea să fie aruncați în joc câțiva dintre noi fotbaliști. Duminică de la ora 15:30, suporterii giurgiuveni ai Astrei vor avea ocazia să asiste la primul meci oficial al favoriților lor în Giurgiu. Astra Giurgiu joacă cu Concordia Chiajna în etapa 18 a Ligii 1, prima etapă din returul de campionat. După înfrângerea suferită cu Steaua, Budescu și compania vor să spele rușinea și să aducă prima victorie din 2015 Astrei. Da, într-adevăr, s-a lucrat ceva în această perioadă de pregătiri la trei sisteme. O să vedem dacă la... Exactate, posibil să te mișchi în tipul lui. O să joace un rol mare cu ce adversar jucăm și cum suntem și noi în același timp, la fiecare moment. Astra Giurgiu se află pe locul 4 în Liga 1, la 4 puncte distanță de poziția secundă și la 13 puncte de liderul Steaua. Orice s-ar întâmpla până la finalul campionatului, Astra are șanse infime să rateze calificarea în cupele europene. Eu zic că suntem pe un drum bun și v-am zis, am făcut și pregătire foarte bună și niște meciuri și eu zic că am câștigat foarte multe și ideile domnului Protasov. Eu zic că o să jucăm foarte mult ofensiv, foarte mult pe contraatac și o să înscriem foarte multe goluri. Concordia Chiajna vine la Giurgiu cu gândul la victorie. Echipa antrenată de Marius Șumudică ocupă locul 13 și se află în zonă retrogradabilă. Foaiot Tembo ar putea redebuta la Astra cu această ocazie, deși este încă nerefăcut complet. De asemenea, i-am putea vedea în premieră la joc pe Nuno Pinto, Gorupeț, Răuță sau Volacheviț. Jandarmii giurgiuveni sunt recunoscători suporterilor giurgiuveni pentru modul civilizat în care au susținut-o pe Astra de-a lungul timpului. Pentru primul meci al Astrei, unitatea de jandarmi Giurgiu a alocat 60 de jandarmi în speranța că nu va fi nevoie de intervenția lor. Primul meci din acest an al Astrei Giurgiu pe stadionul Marina Nastasovici este așteptat cu nerăbdare atât de suporteri cât și de jandarmi. Inspectoratul Județean de Jandarmi va asigura buna desfășurare a evenimentelor la partida dintre Astra Giurgiu și Concordia Chiajna. Peste 50 de jandarmi vor asigura măsurile de ordine publică pe timpul partidei de fotbal dintre Astra Giurgiu și Concordia Chiajna. Meciul va avea loc, așa cum a spus, începând cu ora 15:30. Aș vrea să precizez că accesul suporterilor în incinta arenei sportive se va realizează până cu ora 13:45 prin locurile special amenajate din Alea Fabrica de Zahăr, strada Cionzi Hardy și Alea Plantelor. La partida de duminică după amiază, tribunele nu vor fi pline, însă giurgiuvenii vor să-și vadă favoriții la joc. Jandarmii giurgiuveni sunt mândri de suporterii Astrei și le mulțumesc pentru modul civilizat în care i-au susținut pe Budescu și compania. Aceștia au promovat mesajul jandarmeriei: violența nu îți ajută echipa favorită, alege să fii fair play. Conducerea Inspectoratului de Jandarmi Județean Giurgiu mulțumește tuturor suporterilor pentru modul civilizat în care și-au susținut echipa, atât pe timpul partidelor disputate pe teren propriu, cât și în deplasare. De fiecare dată ei au promovat mesajul jandarmeriei române, care este acela: violența nu te ajută, echipa favorită, alege să fii fair play. Suporterii care vor veni la stadion duminică vor fi premiați de Astra la sfârșitul jocului. Cei care au 5 bilete norocoase vor primi în urma unei tombole cadouri cu însemnele vicecampioanei. Atletul Denis Ciorâță a efectuat astăzi ultimul antrenament înaintea probei de foc de 60 de metri garduri. La sfârșitul săptămânii are loc la București finala campionatului național de atletism pentru probe de sală. Denis Ciorâță este cotat cu cele mai mari șanse să ocupe prima poziție și să ia titlul de campion național. Vicecampion național la proba de 110 metri garduri vara trecută, Denis Ciorâță se pregătește acum pentru cel mai important examen din cadrul campionatului național de atletism cu probe de sală. Sâmbătă și duminică va avea loc etapa finală, iar sportivul legitimat la GSS Giurgiu speră și are șanse foarte mari să termine pe locul întâi la proba de 60 de metri garduri. Acum în weekend va fi competiția pe care o așteptai așa de mult. Și ai fost și săptămâna trecută la altă competiție. Cum te-ai descurcat acum? Destul de bine, am vrut să scot un timp cât mai bun, am scos și acum vreau să scot un timp și mai bun. Da, dar am înțeles că nu doar timpul a fost în avantajul tău, ci și ai obținut o anume clasare. Clasarea de locul 2 e bună, dar mereu e primul loc bun. La ultima prezență oficială, Denis a obținut locul întâi la Junior 2, săptămâna trecută fiind devansat la timp doar de un sportiv de categorie superioară. Denis, ești pregătit? Da, sunt. Vedem că te antrenezi aici. Cum merg antrenamentul? Foarte bine, în ce mai bine.
Acum, cum ți-ai făcut încălzire? Cum ai început? Foarte bine. Ce ai făcut la încălzire? În sus, călcâle așezută, pendulare gambei și mai trebuie să fac niște lansate. Astăzi, giurgiuvenul originar din Brăila a efectuat ultimul antrenament înainte de concurs, sub îndrumarea antrenorului său, Cezar Bone. Gata! Indiferent de poziția pe care o va ocupa la final, sportivul se va pregăti în continuare pentru a obține cele mai bune rezultate. Ce urmează? Păi, alte campionate, alte concursuri, balcaniate, poate. La finala campionatului național pentru Junior 2, Denis nu va fi singurul giurgiuven. CSS și CSM Giurgiu vor trimite mai mulți atleți care vor concura la diverse probe. Acestea au fost știrile din sport pentru săptămâna aceasta. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez un weekend cât se poate de liniștit. Temperaturile vor fi în creștere în weekend. Aflăm însă mai multe din rubrica Meteo. Sâmbătă cerul va fi mai mult senin, iar șansele de precipitații vor fi aproape inexistente. Temperaturile vor fi în creștere și putem vorbi chiar de o zi frumoasă și însorită. Maximele termice vor urca până la 90 grade Celsius. Duminică vor apărea câțiva nori, dar putem vorbi doar de cer parțial înorat. Vom avea temperaturi în creștere cu o valoare maximă ce poate ajunge la 12 grade Celsius. Vântul va sufla cu o viteză de 11 km pe oră din direcția est-sud-est. Presiunea atmosferică va fi de 756 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 74%. Apele Dunării sunt în scădere cu 5-15 cm, cota probabilă fiind 300 cm. Informațiile despre vreme punem punct jurnalului din această seară. Rămâneți cu TV Giurgiu și puteți urmări în continuare o ediție specială, iar apoi emisiunile Iluzii, Prejudecăți, Perspective și Realitatea Nefardată. Eu sunt Florentina Dumitru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend plăcut!